Primul set a fost unul foarte spectaculos. După un început echilibrat, Tommy s-a distanțat pe final, Explorer a revenit la un singur punct, însă a pierdut cu 23-25. Setul secund a fost dominat de la un capăt la altul de Știința Explorer, care s-a impus cu 25-16. Tommy s-a preluat conducerea la seturi după ce a câștigat actul al treilea cu 25-18. Explorer a dus meciul în decisiv, reușind să câștige setul 4 cu 25-23. Ultimul set a fost unul foarte echilibrat, la capătul căruia băimărenii s-au impus cu 15-13. Explorer a câștigat în final cu 3-2 și obține 2 puncte din această partidă, în timp ce constanțenii se întorc acasă cu un singur punct. Marius Botea s-a declarat mulțumit de acest rezultat, însă este de părere că echipa sa putea juca mult mai bine, deoarece a avut niște scăpări în meci. Am evoluat destul de crispați și, încă o dată, cred că e un scor corect în favoarea noastră, 3-2. Până la urmă, eu cred că încă o dată putem juca mult mai bine. Am avut anumite scăpări în meci, adversarii noștri ne-au taxat și cred că acest lucru s-au văzut. Dar, încă o dată, eu zic că am câștigat pe merit acest meci. Florin Bălhăceanu se bucură de faptul că Explorer nu a cedat în momentele grele ale meciului și a revenit după ce a fost condusă la seturi cu 2-1. O nebunie de nedescris. Încă o dată zic că sunt un pic cam bătrân pentru meciuri de genul ăsta. Mă bucur că publicul spectator a venit în număr atât de mare și că am reușit să le oferim la final o victorie așa frumoasă. 2-1 pentru ei, am reușit să revenim în joc. Și pe ascendentul ăsta moral ne-am impus și în tiebreak. Ați văzut, a fost foarte strâns. Mă bucur mult că am dat dovadă de tărie de caracter încă o dată și că n-am cedat în momentele grele ale jocului. Etapa viitoare, Explorer va juca în deplasare la Universitatea Cluj.